Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Suntem împreună cu scriitorul, cu, să zicem așa, pictorul, graficianul și spunea că are foarte multe, să zicem, ocupații și spunea dânsul că a venit cu toate în această seară. Domnul Viorel Surdoiu este în studioul nostru și îi spunem bun venit la emisiunea Rădăcini. Bine v-am găsit și mă duce gândul că nu o să te super dacă îți spun că aș vrea să prind rădăcini aici la tine și să stăm de vorbă așa la nesfârșit. Ar fi interesant, mai ales că sunt atât de multe întrebări de pus în această seară și poate lămurim măcar câteva din ele, mai ales că pe lângă, spuneam, artistul, omul de litere, orice altceva, e și o îndelenicire foarte interesantă, redactorul la bibliotecă, de asta am și vrut să vorbim și despre cărți, dacă se mai citește, cum să facem să redescoperim cartea, că generația tânără pare să fie din ce în ce mai depărtată de această carte și merge pe varianta electronică. Problema ar fi dacă ar citi-o și pe aceea sau de ar parcurge-o. Dar toate astea, în această seară încercăm să discutăm. Și aș începe, bine, noi ne-am reunit, am făcut această emisiune și datorită unui eveniment editorial. De curând a văzut lumina tiparului această carte intitulată foarte interesant, De partea cealaltă a ploii. Da, foarte interesant, mai ales că venind încoace către studio s-a pornit un ropot ca în zilele alea bune, cu furtună și cu tunete, și mă gândeam, Doamne, cum o să spun eu că titlul acesta este o metaforă extraordinară când eu de-abia țin de umbrelă și merg prin apă. Deci vorbim de realitatea imediată, da, nu mai vorbim, da, de exact, metaforă. Exact. Da? Ideea este că am considerat că ploaia este un fel de perdea care ne oprește cumva accesul către partea cealaltă, plină de vrajă, plină de mister, pe care nu de multe ori o simțim în apropierea noastră. Și ropotul acela de ploaie e un fel de barieră a opririi negativității dinspre o lume către cealaltă. Și ce vedem dincolo de această pânză de apă, de această ploaie? Asta e ideea, că am încercat, nu știu dacă am reușit, să ofer cititorilor într-un fel încercarea de descoperire a sinelui. Sper eu ca lecturarea acestei cărți să iște în ei doruri, frumusețe, o stare de bine, pentru că până la urmă ăsta este rostul poeziei, rostul artei, să nască vibrații care să arate că sufletul în om este frumos. Mai putem vorbi de poezie în societatea asta plină de atâtea probleme? Sau vorbim de acea evadare de dincolo de ploaie? Da, putem vorbi de poezie, mai ales în zilele noastre, pentru că se scrie nebunește. Tot felul de stiluri, de a versifica. Chiar dacă nu ai ce spune, scrii poezie și ai impresia că reușești să comunici ceva. Sunt puțin răutăcios acum, dar... Păi nu, problema asta o avea și Eminescu, așa că nicio problemă. Da. Pe de altă parte, și la Cenaclu, când vin copii care încep să dea de știre că au ceva în ei, un har, să și-l descopere, cel mai frumos lucru e că ei se apropie de această îndelenicire, de această modalitate de exprimare. La început, indiferent cum scriu, mai bine, mai... Important e să vezi că sămânța este sădită de cineva acolo
și eventual aștepți sau poți să, cu un sfat, cu eu știu ce, prin ce căi, să-l faci să înțeleagă că e floarea aceea în el. Bine, noi vorbim despre o carte, telespectatorii află acum că a apărut, probabil o să o și caute. Ar fi bine totuși să le exemplificăm cu niște versuri din acest volum, mai ales că pe televiziuni în general mai greu să mai găsești, mai era TVR Cultural înainte când să mai găsești versuri și versuri adevărate, pentru că așa, să spunem, strofe le găsim prin diverse cântece așa cum sunt, sau nu mai vorbesc de manele, dar în general cineva de o schimonosire a limbii române. Da, hai să vorbim totuși de poezie în adevăratul sens al cuvântului. Păi, exact la deschiderea cărții e un fel justificare de partea cealaltă a ploii. Cei care nu văd, chiar dacă sferturi de cer ochilor cuprind, cei care nu văd decât formele pe care să le ocolească în umblet, cei care nu se văd decât pe ei atunci când privesc alți ochi, nu vor vedea niciodată, nici când, nimic de partea cealaltă a ploii. Și dacă ar fi să ne mai recomanzi una sau două? Da, încă una la care îmi place să o recit de ori câte ori apuc, pentru că este o referire la natural și la discrepanța dintre care s-a creat, dintre om și natură, dintre omul ca ființă unică și plenipotențială cu față de celelalte ființe care la rândul lor au până la urmă aceeași importanță în existența planetară. De ziua lui. E ziua urșilor polari. Nu știu decât din fotografii și din filme documentare ce importanță are pe unde chipul lor apare. E ziua lor și ei nu știu. E ziua anului târziu, ghețarii se topesc candriu, de atâta scufundare în sare, din regnuri cât un vis dispare, călătorind spre ursa mare, e ziua zilei dintre zile, se nasc fractalii neofile, fracturi pornesc în omenesc și în deșert aborigenii visează un iglu utopit. La polul nord, de ziua lui, un urs e alergat de zor de un vânător. Da, frumoase versuri. De fapt, mi-au atras atenția și cele de pe copertă, cele cu care se închide cartea, așa ca o concluzie, aș putea spune, acestei cărți. Rămâne ca între zi și noapte să tragem brazdă de hotar și să îngânăm un cânt de șoapte cu pas ritmat pe minutar ce taie clipele de clipe și depărtările în zadar. Da, e, în orice caz, sunt niște versuri extrem de frumoase. Ar fi bine să găsim timp să citim cărți de acest gen. Poate ne-am transformat și noi, am fi altfel, toți din societate sau măcar foarte mulți. Dar mă uitam, apropo de grafica acestei cărți, că probabil există o explicație în artistul Viorel Surdoiu, așa cum arată cartea, să înțeleg. Da, bineînțeles. Am ținut și voi continua acest stil ca, mă rog, cărțile pe care le voi scoate să le însoțesc și cu grafică sau eventual pictură adecvată graficii de carte. Sau pentru că pentru mine poezia este și un fel de a comunica prin arta plastică, la fel cum încerc să o fac și prin cuvinte. Mi-au spus foarte mulți că mai degrabă decât, eu știu, grafică sau pictură serioasă,
impresionantă, descoperă în lucrării poezie efectivă. Acum e părerea lor. Da, și cred că au dreptate în multe privințe, mai ales că vorbeam de, în general, cartea și mai ales partea asta, ne-a intrat electronicul foarte mult, că și această carte e tehnodactată, e totuși făcută pe calculator, dar parcă mai răzbate ceva din naturalul, apropo de naturalul de care vorbeam. În timp ce de foarte multe ori și foarte mulți poeți contemporani merg spre forme nu numai foarte abstracte, dar care ne trimit mai mult spre zona aceasta, nu știu dacă zic bine robotizată, oricum zona electronică, zona în care umanul lipsește cu desăvârșire. Da, eu numesc stilul acesta de care folosește foarte mult enumerația singularizată cu, mă rog, cuvinte care poate că nu au legătură cu următoarele. Este un fel de poezie industrială care încearcă să descrie pur și simplu atmosfera din greșit atmosferă, spun ceea ce văd ochii, fără a decanta cumva impresiile lăsate în spirit. Acest volum nu este deloc de debut, sunt multe alte volume în ultimii ani. Haideți să încercăm pentru telespectatorii noștri care poate nu știu foarte bine pe scriitorul Viorel Surdoiu să amintim câteva din aceste volume. Da, primul volum a fost Contextul desprinderii de haos, al doilea Aripi de pământ și acum am venit cu De partea cealaltă a ploii, cumva încercând să ating cele patru elemente pe care filozofii antici le considerau esențiale în existența noastră, apă, aer, pământ și foc, bineînțeles, deci ar trebui să mă aplec puțin, să mă ard ca să pot să scot și al patrulea volum. Însă cred că voi renunța și voi trece într-o altă etapă, sferă. Da. Apropo de aceste volume de versuri, că ele au fost precedate și urmate și de opere de altă natură, pictură, grafică, chiar și expoziție, mă gândesc la cea de anul trecut, mă gândesc la ieșirile din Gorj, pentru că avem de a face cu un artist care, iată, a avut vernisaj în București. Da, ultima expoziție. Bine, mi se pare cumva absurd, așa să zic, ultima, pentru că de fapt au fost trei de toate. Deci trei cărți, trei expoziții? Da. Aș încerca să păstrez același ritm, dar să vedem dacă... Deci am avut prima dată o expoziție la Galeriile de Artă din Târgu Jiu, apoi la București, la Centrul Cultural Jean-Louis Calderon și expoziția de acolo am zis eu, am simțit că e bine să o expun și în Târgu Jiu și prin urmare a fost realizată anul trecut la Muzeul Județean de Istorie. Da, nu e puțin lucru pentru un artist și un om de cultură gorjean să iasă din, să zicem, din teritoriul ăsta doar al Gorjului, să poată fi admirat, să poată fi citit, să poată fi apreciat în afara județului, iată, chiar în capitală, la un centru cultural de tradiție din București, un loc unde se petrec evenimente culturale de primă mărime. Da, oriunde ar fi și oriunde s-ar întâmpla aceste lucruri, eu sunt mulțumit că am ce împărtăși oamenilor, indiferent câți vin, de exemplu, la un vernisaj sau câți cumpără cartea. Dacă ecourile vin de la foarte puțin, dar privești în ochii lor că atunci când au citit, au înțeles ceva, au descoperit ceva din ceea ce ai oferit tu, cred că mulțumirea e suficientă. Bineînțeles că nu am pretenții de mesean alături de...
se spun scriitori de marcă, de pictori de marcă. Important e că oamenii să se simtă că eu iubesc ce fac și din iubire împărtășesc și către ei. Da, foarte frumos spus. Pentru mine rămâne așa, apropo de cum l-am cunoscut pe Viorel Surdoiu cu mulți ani în urmă, mă gândeam la fotograful și ce fotografii interesante vedeam la pasiunea aceasta. Mai este o pasiune? Da, bineînțeles. Nu am vorbit și nu i-am destăinuit lucrul ăsta, deci nu putem fi acuzați că mi-a ridicat mingea la plasă. Am avut o foarte mare mulțumire anul trecut când o lucrare fotografică a fost selectată și a participat la o expoziție la Muzeul Louvre, organizată de o asociație... Asociație americană. Ai mai dat-o pe media sau e prima dată când este informația asta? Ca să fiu sincer, ești al doilea din media care... Pentru că am zis că nu-i bine să te lauzi și fericirea din sufletul tău e mult mai mare și arată o falsă modestie. Da. Ca la toți scriitorii. Da. Așa. Deci ce să zic? Am simțit o bucurie când o lucrare a poposit pentru câtva timp și a fost expusă la Muzeul Louvre. Deci aparatul nu lipsește în continuare? Nu, pentru că e modalitatea de a surprinde diverse spații într-un anume timp irepetabile. Și atunci mai degrabă îl ții pentru tine și dacă e cazul și are potență, o valoare deosebită, îl arăți. Am ajuns să spunem, am vorbit de scriitor, am vorbit de pictor și grafician, ar fi multe de spus acestea, dar sunt cumva și puțin pretențioase. Se adresează unui public care trebuie să și vadă. Noi n-avem, din păcate, n-avem suportul imaginii ca să vedem aceste imagini, să ne dăm seama. Însă, credem pe cuvânt artistul, cu alte cuvinte. Aș vrea însă să trecem și spre alte sfere mai pământene, așa, mai ales că Viorel Surdoiu a făcut în ultima perioadă de timp, de câteva luni, un pas surprinzător pentru unii. De fapt, și cred că așa o să vedem, mărturisesc că n-am discutat înainte despre chestia asta, cred că și-a găsit locul mai bine unde este momentul de față din punct de vedere profesional, acolo printre cărți, de azi spuneam noi despre cărți și scriitori. A plecat de la centru de creație după ce ne obișnuisem efectiv cu toată comunicarea aia unei instituții destul de importante în cultura gorjeană. Și am mers la Biblioteca Județeană. E adevărat că după doar câteva săptămâni s-a văzut trecerea în partea cealaltă. Mă refer strict din nou la comunicare și aici făceam și spuneam eu și în prezentarea pentru prietenii pe Facebook faptul că se vede Facultatea de Jurnalism din spate. Da, caut întotdeauna ca ceea ce fac să fac cu seriozitate, cu responsabilitate, mai ales când lucrez în domeniul comunicării. Sunt cuvinte, există funcția formativă în presă și atunci ai responsabilitatea ca ceea ce oferi, știrile și orice comunici, să ai grijă să nu depășești limita aceea deontologică în care să nu calci, pe sufletul, pe personalitatea celuilalt. Ideea este că până la urmă, oriunde ai fi, în orice instituție ai lucra, acolo se desfășoară o activitate importantă pentru comunitate și cu siguranță ai ce comunica dacă activitatea se desfășoară așa cum trebuie. V-am amintit de Biblioteca Județeană, chiar nu exagerez,
activitatea se desfășoară așa cum trebuie și spuneai mai înainte despre copii și cărți, dacă sunt ei apropiați de carte sau de partea electronică informativă. Și de multe ori m-am găsit în ipostaza aceasta de a argumenta cumva că imaginea aceasta nu e falsă cumva. Poate, dacă luăm în sens general, tinerii de astăzi citesc foarte puțin sau mai puțin, s-ar putea să fie adevărată. Dar putem afirma că foarte mulți tineri țin cărțile în mână. Le țin cu sufletul chiar, pentru că observ ce citesc, ce cărți caută. Și prezența lor pot să, cu mâna pe inimă, pot să spun că este destul de, nu foarte mulțumitoare, dar oricum prezența există la bibliotecă și la împrumut de cărți și la activitățile care se desfășoară acolo. Cei de la Biblioteca Județeană aveți cumva pulsul că vă veniți în contact direct cu, da, cu foarte mulți tineri. Bine, poate doar cu aceia care le place să citească. E și asta o... Da. Să zicem că aveți un eșantion, aveți totalitatea tinerilor sau să vă dați seama ca procent așa, dar cu siguranță faptul că vin foarte mulți tineri la Biblioteca Județeană înseamnă totuși că se citește, nu? Da, înseamnă că se citește și din două perspective putem privi chestia asta. Odată, că simt ei dorința și nevoia de a veni și a doua idee este că au și profesori care nasc în ei, le dăruiesc acel interes. Eu știu, pe domeniile pe care le studiază sau pur și simplu de a și îmbogăți cunoștințele din literatură, din artă. Deci se întâmplă, nu este un dezastru așa cum de foarte multe ori se prezintă, știi, doar că nu câinele care a mușcat omul e important ca știre, ci omul care a mușcat un câine. Așa și aici. Dacă 100 sau dacă din 100 un sfert vin și citesc, atunci nu putem fi chiar absurd de pretențioși ca toți să citească, pentru că ăsta este om. Are diverse legături cu realitatea și moduri de a interacționa cu realitatea. Bine, vorbim de poate tineri care citesc mai puțin decât o dinioară, dar sursele de informații sunt infinit mult mai numeroase, exact. Și vorbim de lumea electronică și nu doar de aceasta. Bine, bine ai punctat, pentru că noi ne chinuiam pur și simplu de a lua informația din presa scrisă, din cărți, din care nu prea existau. Acum ai informația peste tot. E ca ploaia. Da, și intri, te uzi, nu intri, stai la spiteală. Da, și deja poți, e mai greu încă, dar în câțiva ani va fi foarte posibil să vezi nu știu ce carte sau nu știu ce document în engleză sau în germană, chiar la biblioteca electronică de la München, deci poți să faci asta prin intermediul internetului. Sunt mari, sau nu mai vorbim din document de arhivă care va fi accesibil în orice colț al lumii. Da. Deja suntem în fața unei revoluții permanente și probabil fără sfârșit. Pentru noi ca națiune este îmbucurător aspectul ăsta, pentru că am observat că în ultimii ani au apărut mult mai multe documente despre care nu știam, despre care sau prin care aflăm că istoria noastră e cumva alta, are alte nuanțe și deci permisivitatea, accesul la ceea ce e în biblioteci, în diverse locuri ascunse, e mare lucru și contează. Bun, vorbim acum despre noua dragoste, de fapt probabil și vechea, că bănuiesc că, apropo de tinerii de care vorbeai că vin la bibliotecă, printre acești tineri ai fost și tu cu ani în urmă când veneai pe la bibliotecă
cum am făcut-o și eu și cum am făcut-o mulți alții, mă gândesc anii și înainte de 89 și imediat după 90, când, într-adevăr, sursele de informare erau mult mai reduse decât în prezent. Ce te-a atras să faci o profesie din a lucra în bibliotecă, printre cărți? În primul rând, cărțile, nu? Mai ales că acum sunt extraordinar de impresionant. Întotdeauna am fost de documentele vechi, cărțile care poartă amprenta timpului și a spiritului celor care le-au scris. Există un fond extraordinar la Biblioteca Județeană Cristian Tell, fonduri care până la urmă au stat la baza realizării bibliotecii, fonduri, vorbesc de donațiile fiului lui Cristian Tell, Alexandru Cristian Tell, de donația reprezentând fondul de la Liceul Tudor Vladimirescu și alte donații, cărți foarte vechi, sfârșit de secol XVIII, unele scrise în slavonă, altele în germană, franceză foarte multe, de, cărți care abia așteaptă să fie din nou mângâiate și desfăcute și citite. Pot fi citite, deci conservarea lor este atât de bună încât să poată permite să se poată citi direct? Da, sigur că da. Într-adevăr, timpul și-a pus cumva amprenta, pentru că nu vorbesc de acum, păstrarea lor nu era... A fost de-a lungul secolelor, că deja vorbim de două secole și ceva. Sigur că da. Dar în condiții de igienă... Și apropo, știm ce s-a întâmplat cu, apropo de Tudor Vladimirescu, știm ce s-a întâmplat cu celelalte documente de arhivă în primul război mondial, când au fost arse de ocupantul austro-ungar și german. Da. Și multe, ce multe lucruri s-au pierdut în gori și iată că totuși biblioteca are câteva lucruri. Cu... Da, chiar îmi desăvinea cineva că el a participat la mutarea dintr-o parte într-alta, pentru că când s-a extins sediul bibliotecii, nu de actuala, că au avut mai multe locații. Unele dintre ele au fost pur și simplu aruncate și mă gândeam, Doamne Dumnezeule, ce comori vor fi fost pierdute, pentru că, așa sunt timpurile. Odată te interesează, odată ți se par nepotrivite și probleme de genul ăsta. Este actualul sediu central, vreau să zic, unei, unde se află Biblioteca Județeană efectiv, suficient pentru tezaurul de carte care îl are? Nu suficient. Cred că ne-ar fi necesar cam a 20-a parte din biblioteca din Alexandria. Glumesc acum, bineînțeles că nu. Mai ales că biblioteca modernă se transformă. Pe lângă faptul că sunt locuri în care poți împrumuta beletristică, domenii, depozitele necesare, sunt și activitățile, cursuri diverse și culturale. Ar fi necesare, bineînțeles, pentru Târgu Jiu, cred că la stadiul actual de dezvoltare, o bibliotecă modernă, bineînțeles, construită după standarde, pentru că de multe ori vedem imagini cu biblioteci din alte părți, din alte țări și te înspăimântă plăcut așa gândul că ai putea și tu să umbli prin asemenea biblioteci. Dar este important că există locul. Casa, după cum știm, este de patrimoniu, are și ea o valoare. În scurt timp, acum nu pot să precizez când va fi realizată mansardarea, deci iată se mai câștigă ceva spațiu. Important e ca oamenii să iubească cărțile și chiar de-ar fi să stăm unul lângă altul și să le citim și tot e ceva. Da, biblioteca
contemporană, instituția bibliotecii s-a schimbat fantastic în ultimii ani, avem de-a face cu un centru cultural în tot ce poate presupune asta, de la lansările de cărți și reviste care se fac acolo, la cursuri, cum spuneam, la întâlniri cu scriitori, cu diverse alte activități și până la cursurile de informatică, de calculatoare. Da, 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 toate acestea se întâmplă în acest spațiu. Problema, și apropo de centru cultural, Târgu Jiu cred că are o obligație mare să aibă bibliotecă la standard, deși dintr-un alt motiv. Și mă refer nu la faptul că vin aici și oameni care îl caută pe Brâncuș sau alte lucruri, apropo de moștenirea pe care o avem, dar și faptul că suntem un centru universitar. Deci mai mic, mai fără tradiție, dar un centru universitar care trebuie să se respecte și din acest punct de vedere. Iar acum, percepând din perspectivă publicistică ce se întâmplă la Biblioteca Județeană, ce parvine în media, activitatea pare destul de pregnant, așa, și cu efecte în viața municipiului, în viața județului până la urmă. Ceea ce nu s-ar putea spune, și acum vorbesc și cu omul de cultură, dar și cel care a răspuns cumva ca instituție și de căminele culturale din rural, nici bibliotecile în mediul rural, nu toate se ridică la... Sunt biblioteci în care funcționează, în care se face treabă, mult mai multe decât căminele culturale, ca să fim direct, dar sunt și biblioteci care te duci într-o anumită localitate și întrebi de bibliotecă și spune cineva că sunt niște cărți depozitate, nu știu ce, de bara. Da. Deci mai există chestia asta. Acum, dacă Biblioteca Județeană poate să facă mai mult și pentru suratele ei din rural, ar fi nemaipomenit. Da, cred că își dorește să facă, ar vrea să facă. Există o singură idee pe care o știi deja. Cine asigură fondurile pentru existența acelei biblioteci? Teoretic, comunitățile locale. Și de aici încolo, da. Chiar și așa, acelea care există au o activitate uneori bună, uneori foarte bună. A contat foarte mult și programul acela Biblionet, în care, mă rog, care a oferit posibilitatea ca să devină din nou atractivă, măcar pentru a păși în bibliotecă și eventual să te îndrăgostești și de cărți, dacă trecând pe acolo pe la calculator sau... De asta vorbeam de modernizarea bibliotecilor. Lucrează cu informație brută, stocată în volume, în cărți, dar și cu informație care se poate transmite în mod electronic, informație care poate să fie prelucrată și oferită cititorilor în diverse moduri. Hai să vorbim puțin apropo de activitățile, să spunem așa, de competițiile, de ce face Biblioteca Județeană concret în ultima perioadă, sau hai să luăm așa, ultimile luni, că activitățile ar tot fi, dacă stăm, ne apucăm de ele, tot vorbim până ne scot colegii din emisie. Da, deci. Da. Începutul anului, într-adevăr, acum ne ghidăm și după anumite date care privesc sărbătorile laice, religioase, date importante referitoare la nașterea, la activitatea unor personalități din domeniul culturii sau modalități de a atrage și de a face, de a-i motiva pe cetățeni să vină să participe. Și aici ne referim la diverse întâlniri, cum ar fi lansării, întâlniri eventual găzduite doar de bibliotecă și la concursuri organizate de bibliotecă. De exemplu, fiind anul Brâncuș, am găsit de cuvință să participăm și noi cumva, pentru că
mă rog, biblioteca vis-a-vis de Brâncuș nu poate participa decât cu ceva scris sau expozițional. Și o să rog colegii să se uite și la noi. Deci acestea sunt două afișe. Ca să avem și ilustrarea. Da. Unul reprezintă o modalitate inedită, cumva, așa a fost percepută, de a te apropia de Brâncuș, apropie-te de Brâncuș, printr-un selfie. Adică am încercat, cumva, vizitatorii sau localnicii sau tinerii să înțeleagă, cumva, printr-o modalitate pe care eu o folosesc foarte, foarte mult, să fie conștienți că în orașul lor există niște monumente extraordinare, că dacă își face o fotografie cu acel cu acea lucrare de artă, ar trebui să se și intereseze ce reprezintă, cum a fost făcută, adică să ne insinuăm cumva în conștiințele lor. Iar celălalt concurs se referă la realizarea de ex-librisuri, lucrări mai pretențioase cumva, care conține o lucrare grafică și niște indicații pe respectiva lucrare. Oricum nici nu avem posibilitatea de a face simpozioane internaționale, o bibliotecă, decât pe aducând brâncușologii care oricum s-au înmulțit foarte mult, mai ales că Brâncuș a fost unul, lucrările lui au fost cele bine cunoscute. Brâncușologii sunt mult mai mulți și asta aș vrea să spun, că deși s-au mulțit brâncușologii, nu știu dacă în cunoașterea operei am progresat în vreun fel, și mi se pare mie că eu am un of mai vechi apropo de activitățile culturale de la Târgu Jiu, parcă începe să schimbe ceva, parcă mai vin un aer de tinerețe în multe chestii, dar parcă ne-am săturat de acele manifestări prăfuite în care vin nu știu câți brâncușologi, n-a auzit nimeni de ei, se uită așa urât la noi, ne spun câteva chestii de le înțeleg eventual ei între ei, da, sau le-au scris prin vreo carte cu mulți ani în urmă și pleacă. Bine, dacă nu mai tragi un chef de pomină. Cam asta erau manifestările culturale foarte mulți ani la Târgu Jiu. Acum parcă începem puțin să mai deselenim, adică mai vin și alte manifestări de cultură, mai vine biblioteca, mai vine muzeul, mai vin diverse alte instituții care parcă mai schimbă câte ceva din acest lucru, și asta e tot bine. Chiar Universitatea Constantin Brâncuș parcă se implică mai mult în activități culturale decât o făcea cu ani în urmă. Parcă sunt semne mai bune pentru cultura gorjeană. Da. Fără a supăra pe cineva, departe de mine gândul ăsta, dar încă o dată am o părere extraordinar de mare, de rău, că în orașul în care există ansamblu sculptural, în județul în care s-a născut Brâncuș, nu s-a găsit modalitatea de a se înființa totuși o facultate de artă plastică. Facultate care, chiar și cu bani dați de comunitate, prin așa să se aducă profesorii de renume, pentru că aici ar veni în perspectivă turistică și mai degrabă aducând studenții din alte părți, făcând schimburi interculturale. Da, eu, chiar și domeniul ăla de pedagogie artelor plastice a dispărut. Deci ideea n-ar fi fost rea deloc, deși puținii artiști plastici pe care îi avem la Târgu Jiu, avem unul aici în emisiune, că până la urmă te poți încadra și acolo. Nu, dar vreau să spun altceva, presa poate a preluat și cu siguranță a preluat în ultimele zile scandalul eliminării unuia dintre artiști de către ceilalți și nu știu ce. Deci, cu siguranță în țara asta nu se va afla decât că unii l-au eliminat pe celălalt, chiar cunoscut, da. Nu se va ști nici la cel eliminat, nici la ceilalți, dacă au și ei vreun merit cultural, adică să fi făcut ceva. Nu li se va cunoaște opera, li se va cunoaște un nume, că
a rămas cunoscut prin altceva decât prin arta lui. Ceea ce nu prea e normal, dar asta e perioada contemporană. Da, din păcate, îmi pare foarte rău, îi cunosc pe toți și aș putea să spun, cineva, nu că m-a acuzat, mi-a spus că sunt foarte sensibil, nu. Sunt, văd oamenii și văd partea frumoasă din ei și vă pot spune că în fiecare din cei despre care așa sunt oameni de calitate, oamenii frumoși în sinea lor. E greu de înțeles ce-i dezbină, dar asta e mai puțin important. Important e că nu se nasc lucrurile care să dăinuie și să facă bine pentru generațiile următoare, cum vorbeam despre o facultate. Da, am primit și câteva mesaje. Cineva ne spune, în societate contemporană puțin sunt ca dumneavoastră, oamenii nu mai privesc spre cultură, nu mai citesc cum o făceau odinioară pe vremea lui Ceaușescu. Ce ar fi de făcut? Răspunsul indus cumva ar fi să ne întoarcem la o... Dar nu discutăm despre epoci. Nu despre... cred că e cazul. Da? Important e ca oamenii să nu se schimbe atât de mult, atât de rău, adică să se îndepărteze de ei. Pentru că de la fiecare, pornind de la individ, dacă fiecare individ își dorește să facă bine, nu e o pretenție extraordinară să atingă perfecțiunea. Nu o va atinge niciodată, dar dorința, dacă nu vrea să se îndrepte, să vadă frumosul și binele în el, degeaba are pretenția de a vedea în celălalt, de a spune că celălalt nu este, deci și el va fi asemenea. Important este să ne cunoaștem pe noi. Spune cineva, amintiți-i domnului invitat, zis că mi-a sărit, amintiți-i domnului invitat că au trecut 25 de ani de la Revoluție și progresul nostru, în afară de telefoane, calculatoare și alte lucruri, sunt foarte puține. Ba da, am progresat în pierderea demnității, am progresat în înlăturarea valorilor, a desconsiderării valorilor. Progresul există, chiar și dacă e negativ, există un progres. Te îndrepți către ceva, nu contează către ce. Deci progresezi în drum. Dar nu depinde cum calci, depinde modul în care îți duci acest drum. Da, noi nu mai avem ținte. Se spune că, ok, important, frumusețea există în drum, nu în țintă. Ba dimpotrivă, dacă hălăduiești așa, fără ca un bezmetic, nu ajungi nicăieri dacă nu ai o țintă. Noi, pierzându-ne demnitatea, ne pierdem și istoria, ne pierdem și cultura. Și dar eu cred că, nu, eu sunt un optimist irecuperabil. Dacă ar fi un singur petec de pământ într-o mare de apă și acolo ar fi cumva vreo 30 români, după o păruială zdravănă, cu siguranță s-ar înțelege și s-ar avea ca frații. Întreabă cineva, unde și când ne putem întâlni cu poetul Vasile Surdoiu, da. Știe, chiar dacă era Viorel, deci nu așa am zis. Nu-i nimic. Oricând mă găsesc la Biblioteca Județeană, mai degrabă... Nu, a revenit, întreabă de carte, unde poate găsi și cartea. Cartea, după ce voi face o lansare... Avantpremiera a fost aici în emisiune. Adecvată. Da. Sper ca să fie posibil în săptămâna viitoare. După aceea, eu știu, cei care doresc, găsesc. O găsesc. O găsesc, deci, da. Eventual la Cenaclu Columna, din care... Da, la Cenaclu Columna s-ar putea să... dau câteva la anticariatul de la
chiar acolo lângă centrul de recreație. Da. Ne-au rămas mai puțin de 2 minute. Ne întoarcem la scriitorul, la artistul Viorel Surdoiu, să ne spună ce ne pregătește pentru perioada următoare, ce este pe masa de lucru. Masa de lucru este o antologie, cumva, să-i spunem așa, scriitorii gorjeni, membrii ai USR. Nu este neapărat meritul meu decât în aceea de a vorbi cu autorii, de a strânge materiale și de a lucra cartea. Meritul cel mare îl are biblioteca, mă rog, care va edita această carte. Deci e vorba de operele lor sau doar biografii ale scriitorilor? Biografie însoțită de opere. Și am căutat, i-am rugat în general să vină cu noutăți, din așa, ca să nu se repete aceleași lucrări. În rest, dacă mă întreb de acțiuni de suflet, va urma încă un concurs, dar zic eu necesar, un concurs de eseuri care să ne aducă în actualitate cumva pe Uscătescu, filozoful care e uitat undeva în cultura română, într-un colț părăsit, neluat în seamă atât cât ar trebui. Uscătescu, care mai degrabă este considerat o valoare deosebită în Spania, Italia, că așa se întâmplă la noi. Da, din păcate valorile sunt mai remarcate pe afară decât pe aici. Ai noștri, da, și noi importăm valori în general sau în orice caz imagine. Pentru a spune încă o dată că am încredere în tineri, concursul este destinat elevilor de a 11-a, a 12-a, care deja știu ce înseamnă destinul lor, cumva e conturat. Ar mai fi fost câteva întrebări. Poate reușim să ne mai vedem la această emisiune, în măsura timpului pe care... Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru prezența la această emisiune, mulțumim pentru cartea care am primit-o și noi, de partea cealaltă a ploii, și cu altă ocazie ne vedem la ENSA TV. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, a fost scriitorul, pictorul, graficianul, omul de cultură, în general, cred că așa era mai bine să spun de la început, Viorel Surdoiu. Un om normal, cu dragoste de frumos. Da, cu mai multe fațete, dar bine, așa este în perioada contemporană. A fost Viorel Surdoiu, mulțumim pentru atenție, la revedere!